Părăsită de fani în urma scandalului care a dus la pierderea mărcii și aflată într-o perioadă mai puțin bună din punct de vedere al jocului, Steaua se pregătește pentru returul semifinalei cu Petrolul din Cupa României, meci care se va juca joi de la 21:30. Echipa din Ghencea suferă din cauza pierderii emblemei, majoritatea fanilor părăsind echipa, care a ajuns să joace cu cel mult 1000 de spectatori pe propriul teren. Conducătorii încearcă însă să-i înduplece pe fani să revină alături de tănase în cău, mai ales că urmează un meci greu joi. Prezent la adunarea generală a FRF, Valeriu Argăseal a dezvăluit ieri că s-a întâlnit deja cu liderii mai multor facțiuni de suporteri, pe care a încercat să-i convină să revină alături de echipă. Președintele Stelei a spus că suporterii ar trebui să iubească echipa necondiționat și că problema mărcii oricum se va rezolva. Fanii din peluzele Stelei au hotărât să nu mai meargă la meciuri în urma deciziei ICCJ din luna decembrie, prin care Steaua a pierdut drepturile asupra mărcii.